Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face o etalare diferită. Subiectul este dacă ne vom împăca, se întoarce la mine sau ce simte pentru mine. Și vom face pentru grupa de zodi de, ap, de aer, îmi cer scuze, gemeni, balanță, vărsător. Să vedem dacă vă veți împăca persoana iubită, dacă se întoarce, dacă mai simte ceva pentru dumneavoastră. Dacă vă doriți o italare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, și în primul rând, haideți să vedem trecutul. În trecut avem un as de bute. Foarte multă pasiune în această relație de dragoste. Probabil la început uh, fulgerător, aș putea să spun, cu mult curaj. Uh a fost așa o relație la parcă un impuls în relația aceasta foarte v-ați dedicat foarte mult unul celuilalt dar în primul rând vorbim de foarte multă emoție și foarte multă pasiune foarte posibil să, fie, să aveți de a face cu semne de foc berbecle săgetător dar aici în trecut a apărut un motiv, a apărut o cauză de s-a întrerupt această relație și vom vedea despre ce este vorba. Uh, foarte multe discuții, bârfe care au fost dar foarte multe minciuni care au deteriorat relația aceasta. Parcă ați ajuns la un moment dat să vă îndepărtați așa unul de celălalt sau să nu mai simțiți acea pasiune ca la început. Da, ați ajuns într-un punct mort sau cel puțin nu dumneavoastră. Poate persoana iubită a fost cea care a simțit aceste lucruri și în cazul în care ați fost împreună în aceeași casă, persoana s-a mutat în altă parte. Poate în unele situații s-a despărțit printr-un mesaj. Să vedem prezentul. În prezent avem un șase de monede. Șasele de monede aduce un oarecare echilibru, nevoia aceasta de a avea o familie, dorința de a uh, întemeia poate o familie și vă gândiți la aceste lucruri. Dar vorbim și de o distanță. Aici în prezent probabil nu. ori în viața dumneavoastră, ori în viața persoanei iubite a intervenit o altă persoană. Pentru că vorbim de o alegere, oarecum, nevoia de afecțiune, nevoia de atenție, dar și sentimente împărțite. Pe de altă parte, unii dintre dumneavoastră, exact cum v-am spus, vă doriți familie și acea persoană. Vorbim de o dragoste curată, peste care nu ați trecut nici dumneavoastră, nici acea persoană. În cazul în care ați divorțat, dar încă iubiți pe fostul, pe fosta, că poate fi și această energie, vă gândiți acolo. Da? Ruptura aceasta, despărțirea, divorțul nu a fost e, din ambele părți. Poate persoana iubită v-a greșit, a plecat cu altcineva, a cerut divorțul, Asta e situația din prezent, poate sunteți în divorț în prezent, dar încercați oarecum, vă depuneți anumite eforturi ca să rezolvați situația aceasta amoroasă. Posibil să aveți de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Care este situația prezentă a fostului sau a fostei? Aici avem regele de spade, deci o persoană foarte dură, o persoană foarte rece, o persoană foarte încăpățânată. Nefericită, nemulțumită, o persoană care se va schimba. O persoană care nu mai vrea să discute cu dumneavoastră sub nicio formă. Sau nu mai vrea să discute cu nimeni. E foarte săracă în suflet, în inimă. Dar, în același timp, o persoană sigură pe el, pe ea, dar să știți că poartă o mască. Această persoană, față de, alte, de alți oameni, nu este sinceră. Poate se arată fericită, fericit, că nu mai poate de bine, că este mult mai liniștit sau mai liniștit acum, că nu vă mai are, dar să știți că minte, pentru că se vede clar că suferă, dar nu vrea să vadă lumea din jur aceste lucruri. Este o persoană singură, să știți, nu văd să fi găsit pe altcineva, și chiar dacă a avut, a fost ceva brusc, a fost ceva de moment. Uh, nu poate lega o relație sentimentală. Ce mai simte pentru dumneavoastră? Și aici avem cavalerul de spade, furie, v-ați certat foarte tare, probabil sau uh, ați ascultat de bârfe și au provocat care provocat, și aceste lucruri au provocat uh, despărțirea. Multă agitație, mulți nervi, mult stres. E ca o persoană revoltată, nu-i convine ce s-a întâmplat. Dar asta nu înseamnă că nu vă mai iubește atâta timp cât are această energie, cât are această stare. Clar, mai are sentimente pentru dumneavoastră. Trebuie doar să le recunoască. Este o persoană foarte încăpățânată, o persoană care uh, încearcă să fie deasupra dumneavoastră, să controleze tot. Întâmplător, vă veți întâlni cu el sau cu ea, dar va avea aceeași atitudine superioară, dominatoare, dar va ceda, să știți, pentru că văd că. Vă veți da seama de ceea ce simte și că regretă că s-a rupt această poveste. Haideți să vedem ce simte în legătură cu împăcarea. Aici avem moartea. Consideră că nu se mai poate face nimic. Că acel ciclu s-a încheiat definitiv. Avem și un scorpion aici. Dar vedeți, dumneavoastră a fost o relație destul de lungă. Și chiar dacă are momente în care nu-și mai dorește absolut deloc această împăcare și vrea să încheie acest capitol, are și foarte multe momente în care este confuz, confuză, va trebui să aleagă, are opțiuni, parcă se simte la o răscruce de drumuri, deci clar are momente când vrea să dea înapoi, să se împace cu dumneavoastră. Dar, probabil, de față cu toată lumea, zice că totul s-a terminat. Este o persoană tristă. Se vede clar că nu se simte bine din cauza că v-ați despărțit și văd că lucrurile se vor schimba. Veți primi o veste importantă de la o femeie mai în vârstă. Poate are legătură cu persoana iubită. Această persoană vă dă așa un, un semn că nu este totul terminat. Ce puteți face dumneavoastră să ajutați situația? Mai nimic, pentru că există foarte multă instabilitate în situația aceasta, îngrijorare. Dacă ați interveni în vreun fel, nu ați face altceva decât să tulburați apele, lucrurile se vor liniști de la sine, să știți. Nu puteți interveni acolo unde ați putea înrăutăți lucrurile dacă ați încerca să discutați cu persoana aceasta. Mai bine stați, gândiți, analizați, reanalizați, să vedeți ce se întâmplă, pentru că va ieși soarele la dumneavoastră. Nu forțați nimic și încercați să rămâneți calmi și să vă echilibrați cât de cât în viața dumneavoastră, să vă concentrați poate pe alte lucruri până când se vor așeza, până când se va așeza această situație. Și dacă vă veți împăca, aici avem un loc de spade. Nu este tocmai o carte pozitivă, aducând o stagnare Aducând o neputință. Persoana iubită se victimizează foarte mult din câte se pare. Vorbim de foarte multă izolare, de foarte mult pesimism când vine vorba de relația aceasta de împăcare, confuzie, frică. Pentru că aici vorbim și de autosabotaj. Să știți că acea persoană își face rău singură, neacceptând să se împace cu dumneavoastră. Poate fi și în depresie, să știți. Momentan nu se vede împăcare pentru că nu există deloc comunicare Probabil nu, sunteți blocați pe rețele de socializare, pe telefon Ați rupt orice legătură Dar nu vă pierdeți speranța, pentru că lucrurile acestea nu vor dura la nesfârșit Ceva se va schimba și se va schimba brusc Probabil acea persoană va trece printr-o cumpănă Va afla, să știți că e o, o situație foarte interesantă Uh, fiind încăpățânat și nedorind să se mai împace cu dumneavoastră, parcă la un moment dat primește o veste foarte tristă despre un cuplu care s-a despărțit sau despre durerea unui cuplu sau despre uh, poate a fost uh, o relație foarte strânsă și persoana respectivă, femeia, bărbatul din cuplu respectiv a decedat sau a întâmpinat o problemă foarte gravă, oricum e o veste îngrijorătoare, nu are legătură cu dumneavoastră e o situație separată, pentru că această persoană fiind încăpățânată, ca și cum primește o lecție. Și văzând suferința de acolo și ce înseamnă să pierzi pe cineva, parcă lasă totul la o parte și își dorește împăcarea cu dumneavoastră, pentru că ajunge într-un moment de disperare și își dă seama cât de mult va greșit și ar face bine să se întoarcă înapoi pentru că își dă seama că vă iubește, că a fost o situație prostească, că a cerut prea mult de la dumneavoastră, că se vede lucrul acesta, că a cerut, a forțat lucrurile, v-a forțat mâna. Poate unei dintre dumneavoastră ați avut o relație, ați fost cu o persoană care era interesată de ceva, de aspectul fizic, de situația financiară, de casa pe care o aveți, de meseria pe care o aveți. Aici vorbim și de un divorț, vorbim și de o relație de trio, e o situație uh, încălcită, complicată. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!